Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni. Și toți, în legăturile voastre, să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. 1 Petru 5,5. Aici Petru vorbește despre importanța învățării supunerii tinerilor de autoritatea spirituală. Dacă un tânăr este mântuit la vârsta de 20 de ani, de obicei, scopul lui Dumnezeu este ca el să aibă o slujbă eficientă la vârsta de 35 de ani. Dar pentru ca aceasta să se împlinească, omul ar trebui să învețe lecțiile importante ale frângerii și smereniei până la vârsta de 35 de ani. Și aceste lecții pot fi învățate doar pe măsură ce se supune autorității spirituale. Numai așa poate primi el har pentru a exercita autoritatea spirituală mai târziu în casa sa și în biserică. Tinerii care nu se supun autorității spirituale ajung, în mod invariabil, să piardă slujba pe care Dumnezeu o avea de gând pentru ei. Aceasta nu înseamnă că nu trebuie să ne mai smerim odată ce suntem mai în vârstă. Supunerea față de slujitorii mai în vârstă trebuie învățată când suntem tineri. Dar a urma pe Iisus pe calea smereniei este ceva ce trebuie să continuăm să facem până în ziua morții noastre. Acesta este singurul mod de a continua să primim har până la sfârșitul vieții noastre. Cunoașterea Bibliei nu ne poate da har. Este uimitor faptul că Domnul nostru a fost răstignit de fanaticii cărturari evrei care credeau în Biblie și nu de romanii păgâni sau de greci care nu aveau cunoștințe despre adevăratul Dumnezeu. Liderii singurei religii adevărate pe pământ în zilele lui Iisus, iudaismul, și savanții singurelor scripturi adevărate, de la Geneza la Maleahi, au fost cei care l-au numit pe Iisus înșelător, eretic și prinț al demonilor. Acei cărturari și farisei erau inteligenți, credincioși Bibliei, bine educați și râvnitori pentru adevărul scripturilor. Cu toate acestea, erau total orbi spiritual. Nu au primit har. De ce? Răspunsul la această întrebare este important, deoarece istoria s-a repetat din nou și din nou în creștinătate. Savanții înflăcărați ai Bibliei, chiar și astăzi, sunt cu totul orbi de adevăratul Iisus al Scripturilor și de adevăratul har al lui Dumnezeu. La fel ca fariseii din vechime, nici ei nu sunt în stare să primească înțelepciunea ascunsă a lui Dumnezeu. Motivul în ambele cazuri este exact același. Sunt mândri și caută onoarea oamenilor. Iisus le-a spus fariseilor: cum puteți crede voi, care umblați după slava pe care vă dați unii altora și nu căutați slava care vine de la singurul Dumnezeu? Ioan 5,44. Cei care trăiesc înaintea feței oamenilor, care își caută propria onoare, nu pot primi niciodată revelație asupra adevăratului sens al Scripturilor, pentru că Dumnezeu îi orbește să afle adevărul. Matei 11,25 spune: te laud, Tată, Doamne, al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Dumnezeu a scris scripturile în așa fel încât înțelepții și cei inteligenți să nu le poată înțelege, dacă nu se vor smeri. Nu se poate spune asta despre vreo altă carte pământească. Nu există nicio carte pe lume care necesită smerenia ca calificare esențială pentru a o înțelege, cu excepția Bibliei. Mintea normală, oricât de inteligentă, va considera revelația Duhului care vine de la un frate smerit ca o nechibzuință. 1 Corinteni 2,14. Omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege pentru că trebuie judecate duhovnicește. El are nevoie de har pentru a înțelege cuvântul lui Dumnezeu. Teologii mândri de astăzi vestesc multe interpretări diferite ale Scripturilor, dar sunt cu toții inconștienți de orbirea lor. Noi trebuie să ne smerim înaintea feței lui Dumnezeu și să terminăm prin a căuta onoarea și aprobarea oamenilor. Atunci Dumnezeu ne va revela ceea ce El ascunde de alții. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar El dă har celor smeriți.
Dacă suntem mândri, atunci chiar dacă toate doctrinele noastre sunt corecte, vom ajunge ca farisei, înșelați și orbi în ceea ce privește realitățile spirituale. Atunci nu vom putea recunoaște pe adevărații profeții ai lui Dumnezeu în zilele noastre, la fel cum nu au putut să-L recunoască fariseii în vremea lor pe Iisus, adevăratul profet al Domnului. Orice păcat își are originea în mândrie și egoism. În același fel, toate virtuțile lui Hristos își au originea în smerenie și lepădare de sine, sau altruism. Cu cât ne smerim pe noi înșine, cu atât vom primi har de la Dumnezeu. Atunci vom trăi în victorie și vom manifesta caracterul lui Hristos din ce în ce mai mult în viața noastră. Dacă cineva nu are biruință asupra păcatului, asta ar indica clar că nu s-a smerit, pentru că toți cei care se smeresc vor primi cu siguranță har, 1 Petru 5,6, și toți cei care se află sub harul lui Dumnezeu vor obține cu siguranță biruința, Romani 6,14. Există multe idei false de smerenie în creștinătate, însă acesta este testul absolut prin care ne putem evalua pe noi înșine. Am obținut biruința asupra păcatului? Caracterul lui Hristos se manifestă tot mai mult în noi?